Bună dimineața și bine v-am găsit pe canalul Nicu Bendea. Sunteți toți, că nu suntem mulți, aproape 6.000, ai că nu mai trecem de pragul ăsta psihologic, dar vă mulțumesc pentru abonare, pentru subscriere și pentru multele comentarii pe care mi le scrieți de fiecare dată când postez ceva. E vineri, să stăm cu minți, am mai dus o săptămână, urmează weekendul dinainte de o martie, așa că să stăm cu minții în weekendul ăsta, dragi bărbați, cu voi vorbesc. Să ascultăm de soții, să ascultăm de iubite, să facem ce zic ele. Ce ne dau ele, aia facem. Dacă ne dau să batem covoarele, le batem. Dacă ne dau de curățat cartofi, să-i curățăm. Dacă ne dau șopălincă, mai luăm și o vodcuță și va fi bine. Mai ales că se anunță iară frig. Frig iarna, iară se întoarce în forță, mai ales în partea de vest. Mi-am luat pe mine eterna pufoaică. Nici nu mai știi cu ce să te îmbraci. Așa spun ăștia, val de ger. Val Pandrea din Florida mi-a oferit cafeaua din această dimineață prin intermediul site-ului buymeacoffee.com/nicubendea. Val de cafea de la domnul Pandrea din Florida. Fie primit. Iarna revine în forță. Domnule, veste bună. Un tronson mare din autostrada Sibiu-Pitești a fost câștigat la licitație de o firmă, de unde? Din China, nu, din Italia, nu, din Austria. Băi, vin austriecii să facă autostradă, știi că ăștia nu se joacă, ăștia fac autostradă cum trebuie. De ce? Să poată transporta mai ușor lemnul din pădurile noastre la ei în țară. Deci austriecii fac... Da, în sfârșit o veste bună, fac niște autostrăzi să țină la transporturile alea agabaritice cu lemnul țărișoarei noastre. Acum, dacă tot ne duc pădurile, nu putem să ne înțelegem să ne ducă și sarea? Că sarea, stăm cu un drop de sare aici în Cluj-Napoca, nu putem să avem metrou, că metroul dă în sare. Păi ce e așa de greu? Faceți, bă, metrou, faceți acolo liniile de metrou și punem un berbec, că avem berbeci destui, știți voi. Un berbec în față și sparge el acolo drobul de sare. Ce Dumnezeu! Acum la domnul Boc nu-i mai stă gândul, la domnul primar Emil Boc nu-i mai stă gândul la metrou. Se simte umilit, că prefectul Clujului este de la UDMR, domnul Tașna, de fiei mandatul ușoare. Domnul, se simte umilit domnul Boc, el care a venit ca un lord. Ca un lord din răchițele, se simte jignit că vine iar un tânăr grof în conducerea prefecturii de la Cluj-Napoca, dar pe domnul Boc s-o rup lanțul de iubire și a început a rugini. Da, că sarea în contact cu lanțul de iubire dă rugină. Că până amu în Cluj-Napoca toți erau lapte și mneare, mă, UDMR-ul, PDL-ul, duce greu, toți erau acolo o apă și un pământ, să nu zic că erau ca și produsul rezultat la fundul porcului. Toți erau împreună, împărțeau bani, împărțeau bugetul, UDMR, vai ce oameni, cum să cade, PDL, cei mai tari și acum nu-i mai bine. Grea viața de primar. Că zice și domnul primar Romanescu din Târgu Jiu, zice, sunt în luptă cu poliția locală, că sunt unii care au muncă ușoară. Zice, unii păzesc un bolovan, alții au treabă cu cei care nu respectă regulile. Cine păzește un bolovan? Poliția locală din Târgu Jiu. Care-i bolovanul? Partea sărutului. Care sunt bolovanii? Masa tăcerii. Domnule, primarul Romanescu. Pe vremuri era un mare primar în Craiova, Romanescu. Este și parcul Romanescu, al treilea în Europa, da? Nu la primar. Și Romanescu ăsta să facă operele, numai bolovan nu au fost denumite operele lui Brâncuși. Au fost spălate cu jetul, s-au scris pe ele cu markerul. Chiar președintele Iohannis și-a făcut o poză stând pe masa, sau mă rog, pe scaunul de la masa tăcerii, că el, prin definiție, este un munte al tăcerii. Și acum vine primarul și le zice la operele lui Brâncuș bolovan, dreptul v-a avut Brâncuș, zice, când am plecat erați proști, m-am întors, erați și mai proști. Ai de capul meu, să denumești dita mai operă, intrat în patrimoniu universal, să o numești bolovan. Da, și păsăricile ciripesc, cafea bună. Primită-vă buymeacoffee.com/nicubendea de la Val Pandrea din Florida, Americii. Doamne ajută! Da, așa e cu hoții. Cu hoții nu te pui. Și domnul Capatos, de la show-ul lui de mare succes, a făcut un anunț în disperare, zice, stau într-un cartier rezidențial și acolo mă fură hoții. Și în cartierul rezidențial mă fură hoții. Au inventat un fel de undiță prin care le fură bicicletele. Păi să zic că mersi, că rămân cu geleurile, meleurile, fonfleurile, rămân în dotare, cu undiță, să fur... Bă, cum ar zice domnul Zinscu, inventivi. Fură cu undița, pe dacă e Capatos pește. Unde să meargă și hoții? În Zanzibar? Că Lidl-ul a zis că după 5 ani de stat aici, în România, pe piața serviciilor turistice, se retrage. Deci nu vom mai putea merge în străinătate prin agenția de turism Lidl. Dar o mergi cineva? Păi când te duci în magazinul Lidl, ești deja într-o țară exotică. Ești în excursie. Tot timpul când mă trimit de acasă să fac cumpărături la acest retailer, sunt în excursie. Bine, n-am hartă. Am hârtiuță pe care sunt scrise lucrurile ce trebuie să le cumpăr. Nu sunt turiști în respectiv magazin, dar sunt mulți străini. Și când ajung la casă, tot timpul plătesc mai mult decât mi-am stabilit. Așa e, ca în excursie. Îți faci un buget, plătești din avans, dar acolo tot mai cumperi ceva. Ceva de ale gurii, ca să ai ceva pe-n frigider, că nu știu cum am nimerit aseară să mă uit la Jamie Oliver. Chiar de la început, zice, gătește simplu cu Jamie Oliver. Și începea Jamie Oliver cu stilul lui, zice, gătești tot ce ai, cu ce ai prin frigider. M-am dus să văd ce am în frigider și ce pot găti. Am găsit o bucată de slănină, am mai găsit acolo un derab de ceapă și niște hrean. Hrean de la răzălui pe un fum de borcan, am luat un derab de pită, m-am pus la masă, no, să văd ce pot găti cu ele. Că așa au zis Jamie Oliver, că gătește cu ce ai pe frigider. Bine, că el o scos ce avea pe frigider omul. Niște somon, niște creveți, niște parmezan. Acum, după buget. Zice, și ce ai până în grădină? Păi eu n-am grădină. A zis, du-te tu în grădină. Până atunci eu am mâncat niște slănină cu ceapă. S-a dus în grădină, au luat niște morcovi, au luat niște cartofi. S-a gătit. Somon crestat cu cremvuști. Adică somon umplut cu cremvuști. Un fel de sarmale mediteraneene. Eu am testat acolo, am mâncat la slănină, am mâncat la ceapă, hrean. Mi s-au desfundat căile nazale. No, pe când s-a terminat emisiunea, terminasem și eu rețeta. Mai aveam un darab de pită numai. Și nu, m-am gândit că e bine să ai ceva pe un frigider. Eram sătul de somon. Atâta somon am văzut. Ioi. Și după aia nu știu ce reclamă la ceva produs și zicea adoptă un stil de viață sănătos. Băi, asta m-a lovit în moale. Că după vârstă bărbații au mai multe zone moale. Cu moale. Nu numai moalele capului, ci și, da, sufletul lui. Zice, adoptă un stil de viață sănătos. Am un stilul de viață sănătos, e ca și copiii. Sau stilul de viață e ca și cum ai copii. Am de ce să adopți dacă ai stilul tău. A, sănătos, nesănătos, important e să te ții de stil. Cafea mai sănătoasă ca aia primită de la voi pe buymeacoffee.com/nicubendea nu se există. Mulțumesc, domnule Pandrea din Florina. Pandrea, mandarinul valah. Petre Pandrea scrisese asta. Nume predestinat. În august, dacă nu în iulie, vom putea să ne comandăm cărți de identitate, cu începere din această vară, cărți de identitate cu un fel de chip sau nu știu cum să zic, dar care îți permit să ai tu și semnătură electronică. Bă, asta ne lipsea, n-avem nimic în țară, dar o să avem cu toții semnătură electronică. Să semnăm ce? Semnătură electronică, card, și noi avem Buda în fundul curții. Și de acolo iscălim electronic. Ai de capul meu, câtă tehnologie ne paște. Dragi bărbați, fiți cu minți, repet îndemnul de la începutul videoului, să nu cumva stricăm feng shui-ul femeilor din viața noastră. Chiar amu când se anunță că luni va fi o zi frumoasă, un pic de frig în weekend, dar luni mai vorbim noi. Cât despre cadouri știți voi. Cât de mic, cât de gingaș, cât de delicat, cât de neînsemnat financiar, dar să vină din suflet. Dacă vine cadoul lângă o mașină, lângă o haină de blană, lângă o excursie în Maldive, înseamnă că vă pasă. Chiar vă pasă și nimeni nu mă iubește mai mult decât soțul meu, decât iubitul meu și înseamnă că sunteți bărbați buni. Și mai ales, nu uitați, în weekendul ăsta faceți ce vi se zice, ce dă soția aia să rezolvați. Dacă vă dă și o pălincuță, cu atât mai bine. Mulțumesc frumos pentru că ați fost aici alături de mine toată săptămâna. Scuze de deranj, scuze că v-am întrerupt din lucrurile casnice prin vorbirile mele. Vă doresc un weekend plin de împliniri sufletești mai ales, cu optimism, cu veselie, să vă simțiți bine alături de cei dragi și de luni de la 10 revenim aici pe canal, canal nesecat, nu ca alea din Veneția pe care derapează gondolele în noroi. să mai discutăm, să mai punem la cale. Vă aștept în secțiunea comentarii pentru discuții ample și pozitive. Numai de bine!